Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Doctorul Minune, episodul 65. Ferman pleacă singur în căutarea a două persoane, mamă și copil, care au căzut cu mașina de pe pod și au sunat la urgențe pentru a cere ajutor. Cei doi sunt grav răniți și nu se pot mișca. Ferman pleacă în grabă și nu și-a stația radio cu el îi găsește, dar când vrea să coboare la ei, cade și se rănește la abdomen de un bolovan, apoi la mâna dreaptă într-un trunc de copac rupt. Și-a pierdut telefonul când a căzut, iar telefonul pacienților nu mai are baterie. Cu ultimele puteri le acordă primul ajutor și, înainte de a-și pierde cunoștința, face un foc. Când află de dispariția lui, Ali pornește în căutarea lui și îl găsește datorită focului pe care l-a aprins. Ferman este dus la spital și este operat imediat. Sângerarea internă este oprită și sprina salvată, dar degetul arătător al mâinii este paralizat. Ali este foarte supărat când află că nu mai poate fi chirurg. Ferman nu acceptă faptul că nu mai poate fi chirurg. Ali se simte vinovat că s-a concentrat asupra hemoragiei interne, deci Ferman i-a spus să se ocupe prima dată de mână. Lucrează din greu pentru a găsi o soluție pentru a-i salva degetul. Ferman găsește o variantă mai riscantă pe care insistă să o facă și vrea să-și coordoneze operația sub anestezie locală. Atunci când intervenția chirurgicală durează mult timp, Ferman nu mai poate îndura durerea și leșină. El vrea ca medicii care fac operația să-i mute un nerv de la mâna stângă la mâna dreaptă, dar după ce leșină, Belize întrerupe operația când apar complicații. Când Ferman își recapătă cunoștința, își scrie demisia. Ali și sora lui îl convin să nu renunțe, ci să învețe să opereze cu mâna stângă. În episodul anterior, Demir nu și-a putut salva pacienta de la locul accidentului. Ulterior, nu merge la spital două zile și nu răspunde nimănui la telefon. Acelea încearcă să-l contacteze, dar nu-i răspunde nici ei. Demir îi trimite o scrisoare în care îi spune că pleacă pentru că nu mai rezistă și cu firma și cu spitalul și oricum relația lor nu mai merge. Se desparte de ea și-și trimite demisia la spital. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.